Stați un pic. Noi avem un comunicat de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și ni se spune că pe 31 octombrie s-a prezentat doamna și a reclamat faptul că fostul concubin a agresat-o sexual și a aplicat mai multe lovituri, după care a furat bunul din locuință. Imediat au fost declanșate cercetările. Doamna a fost condusă de către poliție la IML și ulterior polițiștii au emis un mandat de percheziție la locuința bărbatului de 29 de ani are, doamnă, că nu știați exact. Bărbatul de 29 de ani pe care îl vedeți chiar acum în imagini. Vociferează acolo. Dorin Ovidiu Bălan este în legătură directă cu noi, chiar cu fostul concubin. Păi n-are 34, are 29 are. Doamna, ai zis că 34. Robert Cătălin se numește dumnealui, Robert Cătălin Tănase. Bună seara, ne auziți? Sorin, bună seara. Da, da, da. Văd că e foarte vocal, da, domnul. Bună seara. Bună seara. E foarte vocal. Da. Ei, el stă și, Robert stă și se tot miră de ce aude. Noi da, avem aici Simona. Noi un monitor și el se tot miră de ce aude. El ne-a prezentat nouă niște lucruri, suntem de câteva ore, suntem chiar la el în casă. Da, mă gândesc... Ne-a prezentat și câteva documente, povestea lui este cu totul alta decât... Da, presupun că spune că doamna s-a bătut singură și am vineți singură ochii, nu? Sau cum? A căzut... Nu, 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 nu. Nu, deloc. Ascultați-mă un pic, doamna Simona. Oh, ia, eu pe data grele. De... Nu mai țin minte data de așa, dar știu de marți. Pe 30, domnul. Data de marți. Cum vă numiți? La ora 6. Da. Exact, pe 30. La ora 6 și ceva, când am ajuns eu acolo, eu am găsit o bătută. Nu e adevărat. Da? Și ea mie mi-a zis... Că a fost bătută de un client că nu a vrut să facă sex neprotejat, fiind damă de companie. Cine e, domne, damă de companie? Da. Eu am dovezi și pe camere de supraveghere, audio-video, păi am și poze cu ea, aud poze cu ea, care eu le-am făcut la, ea, la adresa respectivă. La Dristor, bloc 63. Nu, dar nu dați adresa, vă rog. Nu ne interesează, nu ne interesează. Oprește-l, Sorin, te rog frumos, da. Oprește-l. Nu ne interesează adresa. Sunteți... Bun. Până una alta, stați un pic, stați un pic. Imediat ne răspunde, doamna. Până o clipă, Sorin, vreau să termin comunicatul celor de la poliție ca să se lămurească și cei de acasă. Bun. Polițiștii au pus în aplicare mandat de percheziție emis de judecătoria sectorului 3 la locuința bărbatului de 29 de ani, adică la locuința domnului de lângă Sorin. Au fost identificate și ridicate parte din bunurile reclamate ca sustrase, deci omul a furat cum așa. Cercetările sunt continuate sub supravegherea unității de parchet competente, mă rog așa, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor. Următoarele infracțiuni, ia să vedem. Lovire sau alte violențe, furt, viol... și lipsire de libertate, cu suspectul, după cum îl vedeți, bine mersi, în stare de libertate. Da, eu nu înțeleg, dumneavoastră ați locuit cu omul ăsta în casă, el spune că sunteți prostituată, că aduceți clienți la domiciliu. Nu. Bine, dacă sunteți el și aveți vecin, vă dați seama că ne dau un mesaj, adică mai bine ziceți dumneavoastră. Dar întrebarea mea e, nu știați câți ani are, că ați zis că are 34 de ani. Adică v-a forțat să vă prostituați, doamnă? Da. Aolă! V-ați înnecat, domnul Robert Tănase? Eu m-am înnecat, că eu am tușit. Nu, dar el râde acolo. Adică ce-i de râs? Am râs pentru că mi-a zis că am 34 de ani, care am 29 de ani. Păi poate nu știa, domnule. Unul la mână, doi la mână. Asta e singura problemă? Ea este prostituată, damă de companie. Am și anunțurile ei date pe anunțul.ro. Bine, și atunci mi-a dat ce ești proxenet. Și atunci mi-a dat ce ești. Nu mai face reclame la tot felul de site-uri cu prostituție. Așa am și declarat. Eu te întreb pe dumneata în limba română, ești proxenet? Dacă dânsa este prostituată? Că nu pot să înțeleg cum un om normal poate să aibă drept nevastă o prostituată. Eu am acceptat-o exact cum este. Din dragoste, nu? Și una și alta și am acceptat-o. Știți ce vreau să vă întreb? Da, știți? Că am iubit-o. Că tatăl meu a murit. Doamna, lasă, domnule, asta, condoleanțe. Unde lucrezi, dumneata? Ce profesie aveți, domnul Robert Cătălin Tănase? În afară în de asta cu boxer. În construcții lucrez. Dar din cauza ei, eu mi-am pierdut două locuri de muncă. Dar de ce v-a ținut cu forța să stați acasă? Că n-a spus gresie ca lumea. Este? Nu! Din cauza ei! Am din înțeles. S-a apucat ea de pus gresie. Numai și numai din cauza ei.
că ea era geloasă pe mine, să nu umblu cu altele, să nu fac, să nu dreg. A, și nu v-ați adus la serviciu. Eu m-am pus și poze și alea. Da, auzi, domnul Cătălin Robert Tănas. Uitați-mă un pic că primesc Tănas un telefon. A, ia să vedem că ne sună sursa zero. Senzațional. Da. Bun, da, când ea se prostitua, dumneata, unde stăteai? Să se închid. Păi domnul Robert Cătălin Tănase, când ea se prostitua? Eu unde stăteam? Unde ascultai la ușă, cu paharul, ce făceai? Da, doamna mă bănică. Vă rog, domnul Tănase. Nu, eram în casă, în bucătărie. Știam ceea ce face. Sarmale, ce să... Eu, și... exact, ca unde am și filmări, unde am filmat telefoanele din bucătărie, 4 telefoane, 1 galben și 3 negre. Auziți, dar înainte să faceți descrierea aceasta amănunțită... Că este damă de companie și colegele ei, ascultați-mă! Ia, hai să ne oprim un pic. Domnule, dar ești căutat. Hai să-l oprim. Așa, opriți-l. Sorin. Hai că, te rog eu, hai, povestește-ne tu ce crezi tu că e povestea asta, Sorin. Că am încredere mult mai mult în tine, te rog. Dacă... Hai să trecem la lucruri serioase. Dacă tot am venit și eu sunt în casă la domnul Robert. Păi tocmai, da. Înțelegi. Povestea este așa, că a întrebat Mara cum se desfășurau lucrurile. Lucrurile se desfășurau relativ simplu și există aici o dovadă, și te rog să arăți. Există aici o dovadă, este o înregistrare pe care noi am văzut-o. Doamna Ioana nu știe despre ea. Este o înregistrare făcută cu niște camere care sunt montate pe aici prin casă. Deci lucrurile se desfășurau, Mara, că tot ai întrebat. În camera de alături, vină un pic după mine, te rog, nu o să deschid ușa, este un pic deranj în casă pentru că a fost percheziția. Exact. Și polițiștii deci, nu obișnuiesc să facă curățenie după ce aici pleacă. Da, au un obicei. Deci ăsta este locul, dormitorul. Nu, arată-mi unde se... întâlnea ea cu clienți. Ce se vede pe cameră, da. Vă spun eu. Păi înseamnă că domnul e pește dacă se întâmplă el în casă, are camere. Exact. Deci, despre poate ce mai... Păi el m-a pus... Dumneata ești prox senet atunci. Și dacă el a beneficiat de ceva. Da, bineînțeles că a beneficiat. Că mi s-a spart ăsta. Hai că o să încerc. Ăsta este patul. Stai să iau rigipsul ăsta. Asta e canapeaua unde se... desfășura și asta este lenjeria. Domnule, de asta un pic, adică care se făcea. Hai canapeaua să nu se desface. Opriți-l. Se face pa. Sorin, da? Adică dumneavoastră știați de toate lucrurile. Stați un pic. Okay. Omul ăsta își dă seama că el tocmai ne spune în direct că e proxenet? Da, evident. Realizează. Că poate... Hai, Robert, vine un coace. Nu realizează pentru că găsește o scuză pentru el de... orice. Hai, Robert, vino. De construcții. Da, că... Ea nu știu câta oară în care spun că femeile ca tine ar trebui să stea în stabilimente controlate de lege. Altfel, n-ai risca nici să ai pseudopești de ăștia tentative de bărbați care nu știu să-și câștige banii, trăiesc de pe urma femeilor, aflate la produs... ca și tine, că nu ne mai ferim acum, e clar că asta faci. Vă rog frumos să nu mă întrerupe, stimate domn Tănase. Opriți-l, opriți-l, cred că am vocal, domn Tănase. Eu personal militez pentru chestia asta, aș fi... Pentru că mă deranjează cu... Lasă-ne, domne, cu ce te deranjezi, că ești... E, asta e. Ai putea să nu fii bătută, că te-a bătut el sau un alt client, să-ți controlezi sănătatea, sunt atâtea boli. Măi, dar nu-l putem... N-ai nicio garanție că ăla care îți vine ție la ușă de la anunțul de pe internet nu e un dezaxat și nu te taie bucăți, exact. Că n-ai fi primul caz. Înțelegi? Pe de altă parte, poate îți place ceea ce faci. Nu. Păi și atunci du-te la muncă. Păi normal că merg la muncă. Păi asta nu e o muncă. Aveți un loc de muncă? Nu, am muncit în restaurant și vânzătoare. Dar el m-a pus. Da, da, dacă vă punea să mergeți nu știu unde, vă duceați? Adică, înțeleg... O fetiță, nu știu, fără minte, fără adică, gândire. Adică va avea cu ceva la mână? De ce se depindeți? Păi, și atunci... Numai, eu cred iubit, că tu asta făceai iubeați. Și înainte. Numai că ai mințit și cu vârsta lui și cu faptul că nu faci păi, prostituție. Am uitat că... Păi, da, când uiți fata, că ești prostituată? Cine a crescut-o pe fata dumneavoastră, fostul soț? Nu. Ați mai făcut prostituție înainte? Nu. Niciodată? Acum a fost prima dată? Da. Bun, hai să-l invităm și pe unchiul...
invitatei noastre. Înțeleg că e prima persoană care a sunat la poliție. Se numește Virgil Carp. Tu ești frica mea, puternică, adâncă. Bună seara, domnul Carp. Bună seara, ai luat notă. Haideți să vă așezați lângă nepoata dumneavoastră. Domnul Carp, știați cu ce se ocupă nepoata? Nu. Acum ați aflat? Acum am aflat. Vreți un pahar cu apă, poate? Nu, de ce? Nu, a, nu, mă gândeam că da. Poate este șocat, așa. A rămas surprins. Oricum. Cred și eu. Dar îl cunoșteați pe tânărul ăsta? Băiatul? Da. Am fost o singură dată la ea acasă, când i-a spart televizorul și i-a multe bunuri de în casă, de a repara poarta. Și atunci l-am cunoscut, nici de cum nu știam că e prieten cu el. Nu mi s-a spus nimic absolut. I-am lăsat împreună în casă, în curte, că spunea că vrea să eu zugrăvească o cameră mai departe și am plecat. Acum, ultima dată, când s-a întâmplat a doua sau de câte ori pe având violent acolo, a fost violent cu ea, ce să vă spun, că m-am trezit cu ea acasă. Da. Acasă, fiind acasă, nevastă mi-a zis că vezi că te caută nepoata. Adică e nepoată după fratelui nevastă mea. Da. Și atunci, momentan, când a fost o disfigurată, el nu mai vrea să meargă pe drum, cu ochii plini de sânge, și m-am urcat la mașină și am dus-o la IML, am dus-o la Poliția Capitale, am dus-o în toate părțile, dintre foarte care bine, ăștia de la poliție, în loc să o ducă la un spital, în situația cum s-a aflat, mi-a ținut de la ora 12 până la 1-2 noaptea. E, poate așa e procedura, o fiind interogat-o, nu știu. Păi nu. Da, dar nu se poate proceda. Când vezi un om bătut, halul îl duci prima dată la un spital. Am fost la IML cu ea, plângea acolo la Poliția Capitale, la Poliția Capitale. Păi probabil au întrebat-o pe doamna. Dar Radu, ați mai luat vreo amendă pentru merge. Prostituție vreodată? Nu. Păi nu, că n-au prins-o pe doamna, că dacă face pe cameră acasă și ia de pe internet, nu e la stradă ca să primească amenzi. Și până la urmă, prostituția nu e pedepsit, nu e contravenție. E ca și cum traversezi pe roșu. Asta am întrebat-o, dacă mai luat vreo amendă.